Itu. Am revenit în transmisiune directă din fața casei lui Klaus Iohannis, păzită de jandarmi. Mulțimea se apropie. Când ai și bine jumătate, dacă zic de bine. La Sibiu sunt 40.000 de protestatari. Dragoș, nu uita! Burcea este casa ta. Aș
așteptăm din moment în altul să să vină toți protestatarii. Foarte tare, da, se vede văzut cum trebuie repărtat. Nu se mai de oameni. Sunt nervoasă. Foarte multă presă aici. Fața casei președintelui Klaus Iohannis. Așteptăm să sosească protestatarii. Sunt foarte aproape. Sinceră, România liberă!
Toată România! Toată România! Vrem program la guvernare, nu penal cu condamnare! Vrem program de guvernare, nu penal cu condamnare! Nu penal cu condamnare! Vrem program de guvernare, nu penal cu condamnare! Nu penal cu condamnare! Nu penal cu condamnare! Iohannis, nu uita! Vivi, uite partea ta! 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 Thank you.
De aproximativ 10 minute în centrul Sibiuului și orașul de jos, dar mai multe informații și detalii puteți găsi pe oradesibiu.ro.
Să întrerupem din nou această transmisiune direct pentru a ne muta în următoarea locație. Vom reveni înapoi cu alte detalii direct în mijlocul protestatarilor. De undeva de pe strada Avramian vă reamintesc, la Sibiu sunt 40.000 de protestatari. Număr foarte mare, aceștia tocmai au trecut de strada Casa Președintelui Klaus Iohannis. Mai multe informații și detalii despre protestele de la Sibiu și din toată țara le puteți găsi pe Facebook, pe Ora de Sibiu sau pe oradesibiu.ro. Vom reveni câteva minute.